zi m-am deșteptat, pe genunchi m-am așezat, printre lacrimi cu Iisus, tot ce mă durea i-a spus. Iartă-mi, Doamne, vina mea, lumea aceasta mi-a ruat, tot ce eu aveam mai scump, stine-mă pe dar. Viața mea e mâna ta, dragostea a triumfat, pentru mine ai lăsat, iar coroana de împărat, ai venit jos pe pământ, te-ai jertfit ca miel prea sfânt, cât de mult tu m-ai iubit, viața ta mi-ai dăruit. Astăzi recunoscător, mă închin cu mare dor, după cerul tău senin, după harul tău divin. Știu că tu ai înviat și la cer te-ai înălțat, să-mi pregătești loc sfânt, unde veșnic o să-ți cânt. Viața mea e Sfânt, cât de mult
și dumneavoastră o puteți rezolva. Și am zis, dacă e problema la care mă gândesc eu, cu drag. Și mi-a spus, m-am hotărât și m-am predat Domnului. Vreau să mă pocăiesc, vreau să mă botez, vreau să-L urmez pe Domnul și vreau să fiu o mărturie bună. Atâta bucurie am avut în acele momente. Am stat împreună cu fratele și cu sora câteva minute și imediat ce au plecat, am și dat telefoane. În primul rând am anunțat frații din comitet și le-am spus, fraților, noi peste 10 zile avem botez. S-a mai adăugat încă o persoană. Haideți să facem botezul acum. A crescut în familie de credincioși baptiști. A fost la mormântarea tatălui, fratelui Traian. Am cunoscut-o pe sora. Am aflat că au fost de ani de zile credincioși vechi în biserică. Au slujit pe Domnul. Și ne povestea și în biserică, fratele, mă duceam acasă și mă întreba mama, Traianul meu, nu te-ai pocăit niciam. Nu te-ai botezat niciam. Și vedeam cum mama plânge. Și când vedeam lacrima, spuneam, lacrima lui mama e pentru mine. Și acum i-a făcut o bucurie mare. Și bucuria mare va fi că o să vă întâlniți în cer cu cei care au plecat înainte. Cerul se bucură. Tatăl dumneavoastră e acolo. Și se bucură. Aș vrea în această dimineață să vă întreb. Sunteți hotărâți să-L urmați pe Domnul? Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Domnul să-și pună mâna cea bună peste dumneavoastră, să vă însoțească și să vă dea putere să rămâneți credincioși și să-L slujiți pe Domnul până la capăt. Amin. Fratele Petre, fratele e bolnav, dacă vreți, puteți să stați jos, frate. Îmi spunea soția că el s-a simțit așa de rău și era gata să dea telefon să vină salvarea, să-L ducă salvarea, dar dorința lui e așa de mare să facă legământ cu Domnul. A stat acasă, i s-a făcut rău, a căzut, s-a ridicat și asta e starea de sănătate. Dar ne bucurăm că Domnul îl ține, îl ține și iată astăzi, îmbrăcat în haine albe, gata să-L mărturisească pe Domnul. Încă înainte de sărbătoarea Rusaliilor, împreună cu soția veneau și se așezau acolo, i-am văzut că vin la noi, îi cunoșteam așa, sunt din satul nou, și într-o duminică, după ce s-a terminat biserica, am stat de vorbă cu dânsii și mi-a spus că noi vrem să ne pocăim. Soția dânsului, botezată la martorii lui Jehova, dânsul a frecventat câți ani, vreo 20 de ani, vreo 20 de ani la martorii lui Jehova și soția dânsului cerea să fie primită prin transfer. Ne-am uitat în Scriptură, am văzut că învățătura Bibliei diferă de învățătura pe care au primit-o la martorii lui Jehova și am explicat soției fratelui, nu putem să vă primim așa, prin transfer. Dar vă invit să veniți la catecheză și au venit împreună mai multe duminici. Și am luat Scriptura, sunt lucruri care le-au învățat frumos acolo, sunt lucruri care le-au pus în inima lor și în mintea lor, însă nu toată învățătura pe care au primit-o este și învățătura pe care o spune Scriptura. Și nu putem să scoatem din Scriptură sau să adăugăm la Scriptură. De aceea, după câteva întâlniri, fratele a continuat împreună, fratele a continuat să vină singur și mi-a dat seama că e tare greu să dai jos ceea ce s-a zidit, dacă e zidit greșit și să pui o învățătură a Scripturii. Dar am înțeles că e dornic să învețe, am înțeles că el crede ceea ce spune Scriptura și felul în care am explicat din Scriptură. L-am întrebat și duminica trecută și îl întreb și astăzi,
în fața bisericii și în fața lui Dumnezeu și îl voi întreba și în apa botezului. Frate Petre, o întrebare am acum. Credeți că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Și l-ați văzut mărturia lui spunând aici, în fața bisericii, duminica trecută. Da, cred, și cu lacrimi în ochi spunea, vreau să fiu o veșnicie cu Iisus. Amin. Domnul să-L ajute. Amin. Domnul să-L binecuvinteze. Amin. Ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze și pe soția, frate. Amin. Și fie ca prin Duhul Sfânt să aducă lumină în viața noastră a fiecăruia. Avem Scriptura și trebuie să ne uităm în Scriptură, să cercetăm Scriptura, să credem Scriptura și să ne legăm de Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Amin. În dimineața aceasta sunt și prieteni aici. Este o predică pentru dumneavoastră. Uitați-vă, două persoane, dacă era unul, am fi făcut botez. Pentru că cerul se bucură. Unii sunteți din familii de credincioși. Unii de mulți ani veniți la biserică. Nu vă vorbește Domnul astăzi? Știu că dumneavoastră cunoașteți ce trebuie să faceți. Poate părinții v-au dus de mici la biserică. S-a așezat cuvântul acolo. Acum mă rog ca Duhul să lucreze, să convingă Duhul că aveți nevoie de Iisus și să vă dea putere. Știți ce îmi spunea fratele Traian după o săptămână, după ce mi-a comunicat dorința dânsului de a avea legământ cu Domnul? Ne-am întâlnit și mi-a spus, frate pastor, am așa o pace și o bucurie. Nu-mi pasă de ce zice lumea. Sunt așa de fericit. Am așa pace și în suflet și bucurie. Păi normal că ai primit pe Hristos. Când vine Iisus în viața noastră, El ne aduce pace, ne aduce bucurie, dar ne dă mântuire și ne dă siguranța vieții veșnice. Prieteni dragi, dacă vă cheamă Domnul acasă, unde vă duceți? În rai sau în iad? Fie ca astăzi Duhul lui Dumnezeu să cerceteze fiecare inimă din fața Domnului. Și prin cântare, și prin poezie, și în special prin cuvânt. Domnul să lucreze. Și Domnul să dea har și binecuvântare mai departe. Amin. Amin. Sora Natalia are o poezie. O ascultăm cu această poezie. Sora Nicoleta o cântare. Și apoi sora Daniela o altă poezie. E noapte rece, vântul bate, cușuieratul lui prelung și din ecouri depărtate, mulțimi de gânduri mă ajung. Ce bine e să fiu acasă, să știu că am destul câștig, să știu că nu mă chine nici foamea și nici nu rat pe drum de frig. Ce bun a fost cu mine Domnul, că nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi, să știu că vine să-mi fie oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe ce ne cade toropeala cu zvonul unui somn ușor. Deodată însă o bătaie în poartă, presar, e cineva pe drum, mă uit la oră, e târzie, numai tâlharii umblă acum. Răsună iarăși o bătaie și încă una, două, trei și strig atunci, cine-i acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de la poartă îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat, umblat am cale lungă astăzi, sunt obosit și înfometat. N-ai vrea căldura dinăuntru, să împarți cu mine până la zi, ți-aș mulțumi cum știu mai bine și în rugăciune te-aș pomeni. Primește-mă doar până mâine, căci am înainte un drum lung.
N-ai vrea din colțul tău de pâine să-mi dai ca foamea să-mi alung? M-am strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul aurit. Părea urât și plin de strențe, era murdar și obosit. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie să-mi dai, să dorm pe jos, pe rogojină, dar milă rugută să ai. Și m-am gândit atunci o clipă, dar i-am răspuns, apoi răstit. Străine, du-te mai departe, aici nu-i han de găzduit. Ce ai gândit mai dinainte? Unde ai să dormi? Ce ai să mănânci? E prea târziu să bați la poartă-mi, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând, dar am visat pe noapte neagră un vis ce n-am sărit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea veni să-mi spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că va vorbi de bine, va lăuda tot ce am făcut, dar în schimb de toate astea el trist, cu lacrimi mi-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte să noptez în casa ta, am vrut din pâinea ta la cină să iau colț din partea ta. Dar mi-ai răspuns că pentru mine tu n-ai nici pâine și nici pat și m-ai lăsat în frig afară. Să plec flământ și întristat, căsuța ta nu era mică să noptez și eu în ea, de ce n-ai vrut să ai la cină un ostenit în casa ta? Și l-am privit cu ochii umesi, până ce norul l-a luat și-am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn cu înfiorare, m-am repezit afară în frig și-am început în gura mare străinul înapoi să strig. Dar vai de mult plecase omul și în întunericul pustiu doar vântul șoptea prin ramuri că mă trezise prea târziu. Amin. Yeah.
dată să își țină până la moarte hotărârea. Orice furtună ar fi să vină, să nu renunțe la slujirea, ci naște binecuvântare și multă, multă renunțare. Când s-au decis să te urmeze, au știut că ești sprijin, scut, că sfatul poate să ghideze și pe traseu necunoscut, și că le-ai revelat trăirea care țintește nemurirea. Pecetluiește crezul lor, ascând de bună mărturie, să-și păstreze sfântul dor de a fi cu tine pe vecie, să n-aibă ezitări pe cale, mereu să-ți înalțe osanale. Flacărea ce acum e în ei, să nu apună niciodată, să se ferească de idei ce strâng trăirea devotată, cu cea mai sfântă consacrare să stea cu tine în lucrare. Iar zelul care îl au acum să-i însoțească toată viața, cu rugă să sfârșească ziua, la fel să înceapă dimineața, și doar valori spirituale să prețuiască aici în vale. Vor da novale învățături ce pot distruge părtășia, dar ca să fie zilnic puri, ajute să stea cu Mesia, să îmbrățișeze doar doctrine ce pot produce stări divine. Va fi nevoie de adăpost când va fi încetoșat hotarul. Ești și acum exact ce ai fost, izvorul de unde vine harul. Voi să apelezi doar la tine când viforul pustiei vine. Poartă-i pe cum de împlinire, învrednicește-i cu tării, de a merge ferm spre nemurire, chiar de ar fi intemperii, ca să ajungă în sfânta țară, unde e eternă primăvară. Amin. Aceste cuvinte, ei au rămas străpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru,
Și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea Lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Amin. Amin. Ziua aceasta este o zi specială. Este ziua Domnului. E o zi de sărbătoare când cele două persoane, cei doi frați ai noștri, au îmbrăcat haina albă și îl vor mărturisi în apa botezului pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Duminica trecută mi-am exprimat bucuria pe care o am în suflet de când am aflat de hotărârea celor doi. Am spus duminica trecută de faptul că într-un fel sau altul am fost, sunt legat și voi fi legat de fiecare dintre cei doi. Le-am citit atunci ca un îndemn, ca o încurajare. Fiecare dintre noi are nevoie de încurajare. Avem nevoie de promisiunile lui Dumnezeu, de asigurările lui Dumnezeu pentru noi. Și versetul pe care l-am citit a fost din Isaia 54:10. Dacă se vor muta munții, se vor clătina dealurile, dragostea mea nu se va muta de la voi. Am căutat să îi încredințez de siguranța dragostei lui Dumnezeu, dragoste pe care Dumnezeu le-o va păstra până la capăt și în veșnicie. Domnul să-i binecuvinteze! În dimineața aceasta însă aș vrea să am pentru ei un cuvânt de îndemn. Cuvântul acesta este scris în Vechiul Testament, la 1 Împărați, în capitolul 8, versetul 61. Dacă duminica trecută a fost vorba de o promisiune, aici este vorba de un îndemn. 1 Împărați, capitolul 8, versetul 61. Inima voastră să fie în totul a Domnului, Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmați legile Lui și să împliniți poruncile Lui. Amin. Amin. Inima, centrul spiritual al ființii noastre, a personalității noastre, inima voastră să fie în totul a Domnului, Dumnezeului nostru, cum este astăzi. Această dragoste pe care o aveți în inimă, doresc să o păstrați pentru Domnul toată viața, concretizată în a căuta să împliniți cuvântul Lui. Domnul să vă binecuvinteze. Și îndurarea Domnului să fie peste dumneavoastră. Amin. Amin. În câteva minute aș vrea să aduc în fața dumneavoastră învățătura despre săvârșirea botezului nou testamental. Participăm la un botez. Un botez în apă. Atunci când fratele păstor Ghiță va intra în apa botezului și va oficia botezul pentru cele două persoane, el nu va împlini o tradiție, o sugestie, o hotărâre a unui sinod sau a unei adunări a unor înalți prelați ai Bisericii Creștine. Fratele păstor Ghiță va împlini o poruncă a Domnului Iisus. Domnul Iisus, după înviere, s-a arătat ucenicilor și citim în Matei, capitolul 28, că Domnul Iisus Hristos le-a spus în versetul 19, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Deci, în ocazia aceasta, se va împlini încă o dată această poruncă a Domnului Iisus Hristos.
Ce putem să vorbim, să spunem în lumina Noului Testament în legătură cu săvârșirea botezului nou testamental? Botezul nou testamental se săvârșește cu cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu. Repet ideea. Botezul nou testamental se săvârșește cu cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați versetul 41, prima parte. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Au fost la Rusalii și alte persoane care n-au primit propovăduirea și n-au fost botezate. Dar cei care au primit propovăduirea au fost botezați. Petru a predicat în ziua de Rusalii. Duhul lui Dumnezeu a fost peste el. Subiectul predicii a fost Domnul Iisus și lucrarea Lui. Și după ce și-a terminat predica, Duhul lui Dumnezeu a cercetat mai multe suflete. Și oamenii aceștia au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Ce înțelegem aici? Oamenii aceștia au primit cuvântul. Ce înseamnă să primești cuvântul lui Dumnezeu? Înseamnă să fii gata să faci ce îți spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă asculți cuvântul și nu ești gata să faci ce îți spune cuvântul, n-ai primit cuvântul. Dar când ești gata să faci ce spune cuvântul, cei 3000 au fost gata să facă și asta înseamnă că au primit cuvântul lui Dumnezeu și au fost botezați. Un copil de 6 săptămâni nu poate primi cuvântul. Un copil de 1 an nu poate primi cuvântul. Un copil de 3 ani nu poate primi cuvântul lui Dumnezeu. De aceea e nevoie de cineva care să fie destul de dezvoltat din punct de vedere intelectual ca să poată lua o decizie pentru viața de aici și pentru viața cealaltă. Și aici este vorba de cineva care poate să primească cuvântul lui Dumnezeu, să fie gata să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. În lumea noastră sunt multe cuvinte. Și noi câteodată rostim multe cuvinte. Nu întotdeauna sunt necesare și de folos. Domnul să ne ierte. Să ne dea înțelepciune și în cuvintele noastre, în cuvântările noastre. Deci în lume sunt multe cuvinte, în lume sunt multe cuvântări, în lume sunt multe filozofii, sunt multe cărți, dar între toate este și cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus în Ioan 17:17 spune așa, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Iar Apostolul Pavel când scrie Romanilor, în primul capitol spune, la versetul 16 și 17, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Dragii mei, pentru cuvântul de putere din versetul 16, în greacă e folosit cuvântul dynamis. De acolo în limba română este cuvântul dinamită. Și dinamita este un explozibil puternic. Așa este cuvântul lui Dumnezeu, e viu și are putere. Și cine îl primește? În persoana respectivă se produce o schimbare, se produce o transformare. Deci, botezul nou testamental se săvârșește cu cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu. Eu personal, în jurul vârstei de 13 ani, am primit cuvântul. Citind cuvântul, Dumnezeu m-a convins că sunt păcătos și că trebuie să mă pocăiesc, să mă întorc la Dumnezeu. Și am primit cuvântul. Și la 19 ani am fost botezat. Deci botezul se săvârșește cu cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, nu-i de ajuns o singură dată să primești cuvântul. Mereu și mereu trebuie să primim cuvântul, citind, ascultând predici și așa mai departe.
să fim primitori de cuvânt, dragi prieteni ai Casei lui Dumnezeu. E nevoie să primiți cuvântul. Vă chemăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus. Primiți cuvântul lui Dumnezeu. Nu cuvintele lumii care vă depărtează de Dumnezeu și vă produc rău. Primiți cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute. Amin. Amin. Botezul nou testamental se săvârșește cu cei care dovedesc primirea cuvântului divin prin pocăință și credință. Primirea cuvântului se dovedește, se autentifică prin pocăință și prin credință. Amintiți-vă în Fapte 8, e vorba de un demnitar din Etiopia, care era ministru de finanțe al împărătesei Candacea Etiopienilor. A venit la Ierusalim să se închine, în fine, de acolo a luat cartea profetului Isaia, venind pe drum citea din carte, Duhului Dumnezeu îl trimite pe Filip să vorbească cu el, îl întreabă, Domnule, înțelegi ce citești? Și demnitarul, vedeți, om de talie înaltă, se smerește, este sincer, Domnule, cum să înțeleg dacă nu mă călăuzește ceva? Eu știu ce știu, dar aici nu mă pricep. Și a început să-i vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Și continuând drumul, au dat peste o apă și întreabă famenul acela, Domnule, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip îi zice, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Una dintre cele mai frumoase mărturisiri de credință pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Și după ce a spus lucrul acesta, a fost botezat omul acela. Vedeți? El a primit cuvântul și primirea cuvântului s-a dovedit în credința pe care a avut-o. Și avem aici textul nostru, zice Petru, pocăiți-vă. Le-a zis Iisus și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. O mică precizare aș vrea să fac aici, la expresia aceasta, spre iertarea păcatelor voastre. Botezul nu iartă păcatele. Singurul care iartă este sângele Domnului Iisus. Dacă botezul ar ierta, dacă un alt lucru ar ierta păcatele, n-ar mai fi fost nevoie să moară Domnul Iisus. Doar sângele Lui, Fiului Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Dar care este înțelesul sensului? Și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos ca o consecință a iertării păcatelor voastre. Unul care este iertat e gata să se predea Domnului și să arate în apa botezului că el a fost îngropat omul cel de cu Hristos și că a înviat împreună cu Hristos la o viață nouă. Deci botezul nou testamental se săvârșește cu cei care dovedesc primirea cuvântului divin prin pocăință și credință. Pocăință și credință. Amintiți-vă de Ioan Botezătorul, în Matei 3 citim despre lucrarea lui, despre predicile lui. Și Ioan Botezătorul spune așa, faceți fapte vrednice, fapte compatibile cu pocăința voastră. Faceți fapte să se vadă că v-ați pocăit, că v-ați întors la Dumnezeu. Și botezul nou testamental, deci, să se săvârșește cu asemenea persoane. Și încă un lucru vreau să spun, săvârșirea botezului nou testamental aduce satisfacție. Aduce satisfacție. În mai multe ocazii am spus acest lucru. Aici, în baptistierul acesta, m-am botezat și eu la 13 octombrie 1968. 10 am fost atunci la botez. Niciodată nu voi putea să uit ziua aceea, nici în veșnicie. În ziua aceea, am avut o așa bucurie încât nu pot să o descriu. Vedeți? Satisfacție. Fratele Ghi s-a amintit de fratele Traian. Acum, cu ocazia botezului, această satisfacție se amplifică.
și devine de plin. Vă rog să vă amintiți de faginul etiopian. Fapte 8:39. El s-a întors în țara lui plin de bucurie. Plin de bucurie. Pocăindu-se, crezând în Domnul Iisus, primind botezul, satisfacția lui a fost deplină. Nimic altceva nu i-a putut da o asemenea satisfacție. Dragii mei, lumea este însetată după satisfacție. E gata să facă orice. Și sunt persoane la noi în țară care iau niște băuturi în amestec cu mai multe stupefiante și unii mor. Pentru că oamenii sunt însetați după satisfacție. Săvârșirea botezului nou testamental aduce satisfacție, adevărata satisfacție, adevărata bucurie. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să păstreze bucuria mântuirii în sufletul dumneavoastră. Amin. Săvârșirea botezului aduce satisfacție în lucrare, în biserică. Cu toții ne-am bucurat și ne bucurăm de orice persoană care vine și care îl urmează pe Domnul Iisus și în apa botezului. E bucurie în biserică. Dar săvârșirea botezului nou testamental aduce satisfacție și în cerul. În Isaia 53 spune cuvântul, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Și a citat fratele Ghiță din Luca 15:7. Este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește mai mult decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Adică ei se pretind neprihăniți și resping pocăința. Nu le trebuie pocăință. Pentru unul singur care se pocăiește este mai mare bucurie în cer. Deci, săvârșirea botezului nou testamental aduce satisfacție. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze, să vă țină în harul Lui și să vă ajute în toate. Aș vrea să închei. În încheiere vreau să amintesc cuvântul pe care a spus Domnul Iisus la botezul său. Matei, capitolul 3. Vineri seara a fost studiul Bibliei. Deci, cu botezul Domnului, cu ispitirea și cu începutul lucrării. Și Domnul Iisus, când a venit la Ioan, a spus așa. Ioan a ezitat și a văzut micinea când a stat lângă Fiul lui Dumnezeu. Și a spus, Doamne, și țineți cont, Ioan era plin de Duhul Sfânt din pântecele Maicii sale. Și zice, Doamne, nu se poate, eu am nevoie să fiu botezat de Tine și Tu vii la mine? Și Domnul i-a spus, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim. Auziți? Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Vrei să fii mântuit? Drumul trece pe aici. Vrei să fii fericit cu adevărat? Drumul trece pe aici. Vrei să fii copilul lui Dumnezeu? Pe aici trece drumul. Vrei să ajungi în cer? Pe aici trece drumul. Pentru că Domnul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Binecuvântat să fie numele Lui. Și doresc ca binecuvântarea Lui să fie și să rămână peste fiecare dintre noi. Amin. Singura ființă ce cu putință a te binecuvânta. Singura ființă ce cu putință a te binecuvânta. Să-și bate ea, poate n-o fi în zadar.
va trezi, căci Iisus îl vine ca să ia la sine pe iubitul său popor. Iată ziua atunci va fi, pe Iisus de a-l primi. Domnul e aproape, poate chiar la noapte vine ca judecător. Ființă ce-i în putință a te binecuvânta.
nostru. Mergea de la Ierusalim, se întorcea acasă în Etiopia, îl aștepta un drum de vreo 2 luni de zile, 4.000 de kilometri, și era la început de drum și tot citea, citea, citea și nu înțelegea. Și pentru că nu înțelegea, era în pericolul ca să vină diavolul și să-i fure totul. Și atunci intervine Dumnezeu. De ce intervine Dumnezeu? Pentru că famenul etiopian l-a căutat pe Domnul cu inimă sinceră. A fost un căutător sincer de Dumnezeu. Și atunci ce se întâmplă? Uitați-vă în Scriptură, spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul îi trimite un înger la Filip. Probabil că Filip dormea. Și a spus, Filip, trezește-te. Dar de ce? Hai, numai că trezește-te, îmbracă-te și du-te. Unde? Pe drumul ăsta. Și Filip se duce. Și Domnul vede că Filip mergea așa cam la ralentit probabil. Și la un moment dat spune, Filip, nu mergi, aleargă. Vezi carul ăla din față? Du-te și ajunge. Și Filip începe să-l ajungă. Și când îl ajunge carul, Filip, acum ce faci? Păi noi nu tăcea camul. Vorbește! Întreabă! Stai de vorbă cu omul acesta. Un om care îl căuta sincer pe Dumnezeu. Ajunge să nu înțeleagă Scripturile. Și Dumnezeu intervine. Ca nu cumva cel rău să fure sămânța semănată. Și ne spune Scriptura că Filip începe să vorbească cu famenul. Foarte interesant cum a derulat, cum se derulează dialogul dintre Filip și famenul. Așa mi-a plăcut că m-am simțit că m-a uns pe inimă și am înțeles mai bine mesajul Evangheliei. Observați, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că famenul nu înțelegea. Famenul nu înțelegea Scriptura. Ce face Filip? Ce face Filip? Uitați-vă în versetul 35, din fapte 8. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a explicat Scriptura. Asta face? Filip nu explică ce nu înțelege famenul. Filip face mai mult. Filip se folosește de această neînțelegere a Scripturii și îl propovăduiește pe Iisus. Și? Păi, rezultatele se văd. Dacă famenul care n-a înțeles Scriptura, dacă famenului care n-a înțeles Scriptura i se explicau Scripturile, la final famenul spune, excelent, am înțeles. La revedere, Filip. Ne mai vedem la viitoare. Dar famenului care nu înțelege Scriptura, îi se proclamă, îi se propovăduiește pe Hristos și la final famenul ce face? Crede și se botează. Frați și surori, atunci când un om sau când cineva nu înțelege Scriptura, soluția este nu numai să explici Scriptura, ci să-l propovăduiești pe Iisus. Pentru că atunci când îl propovăduiești pe Iisus, unui om care nu a înțeles Scriptura, sunt șanse ca acel om să-l găsească pe Iisus, să creadă în Iisus și să-l urmeze pe Iisus. Istoria aceasta a fenomenului etiopian ne prezintă la început un om care nu înțelege și la final un om care crede. Nu înțeleg. Dar ceva s-a întâmplat pe traseu și la final cred. Lucrul acesta nu se revede, nu se regăsește numai în istoria famenului etiopian. La fel se întâmplă și în Evanghelia după Ioan. În Evanghelia după Ioan, la început, evanghelistul începe, la început a fost cuvântul, era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu și tu spui, nu înțeleg. Cum vine asta? Și Ioan spune, nu înțelegi? Bine. Stai că ți-o explic acum. Și începe Scriptura și merge și Ioan vorbește vreo 20 de capitole și la finalul capitolului 20, în Ioan 20, versetul 31, uitați-vă ce spune Ioan. Uitați-vă cum încheie el Scripturile. Ioan 20 cu 31. Lucrurile acestea, oameni buni, le-am scris, de ce? Ca să înțelegeți? Ca să pricepeți cu mâini? Nu. Ca să credeți că Iisus Hristos este Hristosul Fiului Dumnezeu. Și crezând în El, să aveți viața veșnică. Nu mă interesează atât de mult să înțeleg toată Scriptura, cât mă interesează să cred toată Scriptura. Ca o paranteză, asta nu înseamnă crede și nu cerceta.
Nu. Asta înseamnă crede cuvântul lui Dumnezeu și caută să înțelegi tot ce este scris în el. Dar credința nu este influențată sau determinată de înțelegerea lucrurilor pe care Dumnezeu mi le explică, mi le prezintă clar în cuvântul său. Pentru că Dumnezeu este ceea ce este. Eu îl cred pe cuvânt. Chiar dacă uneori nu-l înțeleg. S-ar putea ca uneori să nu-l înțeleg pe Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că îl face mai puțin Dumnezeu. Asta nu înseamnă că îl face pe el mincinos sau îl face pe el unul care mă duce pe mine la rătăcire. Nu-l înțeleg pentru că nu pot eu. Sunt eu limitat. Dar îl cred din toată inima mea. Și Evrei 1 cu 8, 1 cu 6 spune că atunci când noi ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să ne apropiem prin, nu prin rațiune, nu prin înțelegere, ci trebuie să ne apropiem prin credință. Pentru că ceea ce mântuiește un om este credința. Și credința care mântuiește este o credință care se naște prin explicarea Scripturilor și propovăduirea lui Hristos. Iisus Hristos este Cel care poate să mântuiască. Și ofamenul nostru etiopian s-a dus la Ierusalim ca să se închide lui Dumnezeu, s-a dus cu inimă sinceră, cu inimă curată, să-L caute sincer pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat mult mai mult decât el a căutat, decât el a urmărit. Patru obstacole până acum și mai este unul. Primul obstacol s-a numit distanța, al doilea bogăția, al treilea poziția socială, al patrulea neînțelegerea Scripturilor. Al cincilea obstacol se numește neîmplinirea Scripturilor. Famenul etiopian, când a înțeles bine despre ce este vorba, a înțeles Scripturile și a înțeles cum este cu mântuirea, vede, mergând el pe drum, vede un râu. Și imediat, atenție, nu Filip îl provoacă pe famen. N-ai vrea să fii botezat? Nu. Ci famenul se uită la Filip și spune, uite apă. De ce să nu mă botez acum? Ce m-a împiedicat să aplic și să împlinesc acum Scripturile? Și Filip se uită. Nu știm dacă a fost luat prin surprindere sau nu, dar Filip spune, auzi, este o singură condiție. Care? Să crezi din toată inima ta că Iisus Hristos, Iisus Hristos prezentat de Scripturi, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, El este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău. Și Pavel spune, da, hai să împlinim porunca pe care ne-ai dat-o. Dă-ne ajutorul tău. Amin. Încă o dată îți mulțumesc pentru fratele Petre și pentru fratele Traian și te rog să-i binecuvintezi. În numele Domnului Iisus, vă rog. Amin. Amin. În Evanghelia după Matei, capitolul 28, de la versetul 18, Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Vă rog să ocupați loc. Atât de dornic a fost să facă botezul, încât a intrat în apă înaintea păstorului. Și a intrat cu ochii de obicei să iași. Dar Domnul să-l binecuvintească. Amin. Înțelegem, acceptăm și vreau să-i aduc aminte de un verset din Scriptură, din Faptele Apostolilor. Cuvântul Domnului spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Au fost vremuri în care ai auzit ce ai auzit, ai cunoscut ce ai știut, dar ne bucurăm că Dumnezeu a adus această zi și ai înțeles că trebuie să-L urmezi pe Hristos, că trebuie să te încrezi în Hristos. Încă o dată, pentru fratele Petre, am două întrebări. L-am mai întrebat asta. Frate Petre, crezi că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Da. Aș vrea să vă mai întreb ceva. Credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul dumneavoastră personal?
Pe baza mărturisirii pe care ați avut aici și la porunca dată de Domnul Iisus, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul dumneavoastră personal. Pe baza mărturisirii dumneavoastră și la porunca dată de Domnul Iisus, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin.